Te salut și bine ai venit pe canalul Virtual Garage Rom. Prin aceste videoclipuri de Q&A, doresc să răspund la o parte din întrebările primite de la abonații canalului Virtual Garage Rom. Te invit să te înscrii pe canalul meu, asta bineînțeles dacă n-ai făcut deja acest lucru. Hai să vedem întrebările pentru azi. Prima întrebare este de la Papalardi. Salut! Mă lupt cu o problemă. În coborâre cu frână de motor, motor rece, apare martorul check engine cu eroarea P0106, senzor MAP, plus P0130, senzor oxigen. Am schimbat senzorul MAP, dar tot apar erorile. Motorul este pe benzină de 2 litri, 16 valve, de 140 de cai putere. Mașina fiind un Nissan din 2012, motorul este pus și pe Laguna 3. În timpul în care este aprins martorul check engine, motorul dă să se oprească la relantii. Turația scade la 500 de rotații pe minut, respectiv 400 de rotații pe minut. O întrebare foarte interesantă și foarte bine formulată, cu multe detalii importante. În primul rând, hai să analizăm ce înseamnă cele două coduri de eroare. P0106 este o problemă de circuit, respectiv o problemă de performanță la senzorul MAP. În cazul motoarelor pe benzină, senzorul MAP măsoară presiunea din admisia motorului, astfel încât, prin această valoare, calculatorul determină sarcina motorului și ajustează cantitatea de combustibil injectată. Senzorul este prevăzut cu trei terminale, terminalul de plus 5V, semnalul, respectiv masa. Tensiunea de semnal variază între 0,5V, respectiv 4,5V, în funcție de presiunea citită de senzor. Așadar, dacă punem contactul, dar nu pornim motorul, senzorul măsoară efectiv presiunea atmosferică în jur de un bar, iar această presiune atmosferică trebuie să corespundă unei tensiuni de aproximativ 4,5V. În momentul în care pornim motorul și acesta rulează la ralanti, clapeta de accelerație este închisă, așadar presiunea din colectorul de admisie scade, adică senzorul nostru trebuie să măsoare un vid. Tensiunea de semnal în aceste condiții trebuie să fie între 1V, respectiv 1,5V. Pe de altă parte, această tensiune de semnal trebuie să aibă o valoare plauzibilă pentru calculatorul motorului. Adică, calculatorul motorului se așteaptă ca semnalul de la senzorul MAP să fie între anumite limite în funcție de modul de funcționare al motorului. Calculatorul motorului ține cont și de poziția pedalei de accelerație, respectiv clapetei de accelerație, astfel încât, de exemplu, la ralanti, se așteaptă ca valorile măsurate de senzorul MAP să fie, cum am zis mai înainte, între 1V, respectiv 1,5V. Prin urmare, codul de eroare P106 se setează în momentul în care semnalul de la senzorul MAP nu se află în limitele normale așteptate de calculatorul motorului. A doua eroare, și anume P0130, indică o problemă de circuit de performanță la sonda lambda sau, mai corect spus, senzorul oxigen, Bank 1, senzor 1, adică senzorul de dinainte de catalizator. Sonda lambda sau senzorul de oxigen măsoară cantitatea de oxigen din gazele de evacuare și astfel, pe baza acestor valori, calculatorul motorului va regla în timp real amestecul aer-combustibil, astfel încât amestecul să fie cât mai aproape de raportul stoichiometric de o cantitate de combustibil la 14,7 cantități de aer aspirate de motor. În cazul unei sonde lambda clasice, semnalul acesteia variază între 0,1 respectiv 0,9 V. Sistemul funcționează corect atunci când semnalul senzorului fluctuează între 0,1 respectiv 0,9 V cu o anumită periodicitate. Codul de eroare P0130 este setat atunci când semnalul de la senzor rămâne agățat o perioadă de timp la o anumită valoare sau semnalul se află în afara limitelor normale așteptate de calculator.
Am înțeles că erorile apar cu motorul rece. Oare aceste erori apar și cu motorul cald? Ar fi interesant de știut. Va trebui să te conectezi cu un tester de diagnoză la mașină și să selectezi parametrii de la sonda lambda, senzorul MAP, sarcina motorului, poziția pedalei respectiv poziția clapetei de accelerație, turația motorului și va trebui să monitorizezi în timp real acești parametri. Trebuie verificat ce măsoară senzorul de temperatură motor cu motorul rece, cum crește temperatura motorului citită de senzor în momentul în care pornim motorul și acesta începe să se încălzească. Nu vrem în niciun caz să vedem valori anormale care fluctuează sus-jos. Acest lucru poate indica un senzor defect, un contact imperfect la senzorul de temperatură motor, o problemă de cablaj, etc. În următorul pas trebuie verificat ce măsoară senzorul MAP. Cum am zis mai înainte, la punerea contactului, fără să fie pornit motorul, senzorul trebuie să măsoare presiunea atmosferică, care este în jur de 1 bar. Când pornim motorul la ralanti, senzorul trebuie să măsoare VID. Semnalul trebuie să situeze între 1-1,5V. Cum arată acest lucru în realitate? Dacă semnalul de la senzorul MAP nu este corect, nu este plauzibil, trebuie verificat foarte bine circuitul de alimentare. Alimentarea cu plus 5V, masa de pe senzor, respectiv continuitatea firelor dintre senzor și calculatorul motorului. De asemenea, dacă senzorul a fost înlocuit, trebuie să ne asigurăm că senzorul nou este de calitate bună. Recomand așadar tot timpul să punem senzori originali pe mașină, nu ceva non-name aftermarket. De asemenea, trebuie verificat faptul că motorul nu trage aer fals undeva, care iarăși poate da peste cap măsurătorile senzorului MAP. Dacă, în schimb, senzorul MAP măsoară corect, trebuie să corelăm aceste valori cu sarcina calculată a motorului. În momentul în care sarcina motorului nu corespunde cu valorile măsurate de senzorul MAP, putem suspecta inclusiv faptul că mașina noastră a fost tunată de vreun meseriaș, și în acest caz trebuie să punem înapoi softul original pentru mașina noastră. Legată de eroarea de la sonda lambda, s-ar putea ca cele două erori să fie legate, adică să apară simultan. Pentru a verifica sonda lambda, recomand tot timpul verificarea fuel trimurilor, las aici un link, unde explic foarte clar cum se face acest lucru și ce indică de fapt aceste fuel trimuri. Evident, sonda lambda se verifică relativ ușor la accelerare puternică, la apăsarea pedalei de accelerație, senzorul trebuie să măsoare un amestec bogat pe moment, adică tensiunea să urce la 0,9V, respectiv în frână de motor sau când lăsăm pedala de accelerație, amestecul devine sărac pentru o perioadă, adică senzorul, sonda lambda, măsoară un amestec sărac, tensiunea fiind în jur de 0,1V. Dacă am confirmat aceste semnale, atunci sonda lambda măsoară corect și nu avem nicio problemă cu ea. Pe de altă parte, în frână de motor, clar, se oprește injecția, așadar sonda lambda va măsura un amestec sărac până când accelerăm sau până când se injectează din nou combustibil în motor. Sper că am putut să ajut măcar cu o direcție în elucidarea misterului. A doua întrebare din videoclipul de astăzi este de la Ioaner. Salut! La motoarele cu pompă înalte, ajută dacă pui contactul, nu dai la automat, după ce schimbi filtrul? Este vorba evident de înlocuirea filtrului de motorină la motoarele diesel moderne și practic întrebarea este dacă trebuie sau nu trebuie amorsat din tester sistemul, dacă ajută sau nu ajută punerea contactului de mai multe ori în amorsarea sistemului. Doresc să menționez că amorsarea sistemului de alimentare este foarte, foarte importantă pentru a preveni defecțiuni majore la pompa de înaltă presiune. Prin urmare, producătorii, respectiv manualele de mecanică auto, recomandă amorsarea sistemului folosind testerul de diagnoză. Punerea contactului de mai multe ori ar putea ajuta doar în cazul în care
Prin punerea contactului, tot timpul pornește și pompa din rezervor, altfel, practic, nu ajutăm cu nimic. Pe de altă parte, atunci când amorsăm sistemul din testerul de diagnoză, testerul va porni pompa din rezervor cel puțin un minut, un minut jumate, timp suficient de lung ca sistemul să se amorseze complet. Recomand așadar, și nu recomand eu pentru că așa doresc eu, așa recomandă și producătorii, să amorsăm tot timpul sistemul de alimentare din testerul de diagnoză, așa cum recomandă și producătorul mașinii. Astfel putem evita sau cel puțin putem reduce riscul să avem probleme serioase la pompa de înaltă presiune, injectoare și așa mai departe. Următoarea întrebare vine de la Ferenc Pușcaș. Am o problemă după ce pornesc motorul, la 5 minute de mers îmi pornesc ventilatoarele și îmi urcă relantiul la 1000 de rotații pe minut. Ce ar putea fi problema? Evident, nu știu despre ce mașină este vorba, ce motor, presupunând că vorbim despre o mașină diesel modernă, care probabil are filtru de particule, s-ar putea ca aceste simptome să fie cauzate de regenerarea filtrului de particule. Dacă e așa și confirmăm acest lucru prin testerul de diagnoză, acest lucru nu este un lucru normal, adică nu este normal ca la fiecare pornire după 5 minute filtrul de particule să intre în regenerare. Așadar, dacă asta este cazul, recomand investigarea cauzei problemei să vedem de ce se regenerează așa de des filtrul de particule. Fie avem o problemă cu vreun senzor, de exemplu un senzor de temperatură sau un senzor de presiune diferențială, fie filtrul este foarte încărcat, dar în orice caz trebuie găsită cauza și remediată. O altă cauză posibilă pentru care după 5 minute pornesc ventilatoarele motorului este că motorul atinge și trece de temperatura de 90 de grade, iar în acest caz, evident, vorbim despre un fenomen normal, atâta timp cât motorul nu se supraîncălzește, respectiv temperatura nu scade sub 85-90 de grade Celsius. Sper că am putut ajuta măcar cu o direcție. Următoarea întrebare vine de la Cristian Teodorovici. Spune-mi, te rog, la un Audi A4 B8 diesel din 2015 cu motorul de 2 litri, ce kit de distribuție și pompă de apă îmi recomanzi? Dar ulei, mulțumesc! Personal recomand fie kit Contitech, cu rea, role, întinzător, cu pompă de apă HEPU, fie kit original Audi. Depinde de buget, cât de mult trebuie să ții mașina, etc. Ca și ulei, nu am o recomandare specifică. Eu personal folosesc fix la această motorizare 5W30 Long Life de la Castrol, dar poți folosi aproape orice ulei atâta timp cât respectă cerințele producătorului din punct de vedere viscozitate și aprobări. Sper că ți-am fost de folos cu aceste răspunsuri. Doresc să continui aceste sesiuni de Q&A, evident, țin cont și de feedback-urile primite în comentarii, dacă într-adevăr aduce valoare sau nu. Așadar, dacă dorești ca și întrebările tale să apară în aceste videoclipuri, te invit să te abonezi la canalul Virtual Garage Ro. Până data viitoare, drumuri bune!